Hello everybody! Acum o să vedeți de ce îmi place mie Xiaomi, printre multe altele. Are și un centru de jocuri. Ca un fel de aplicație unde poți să găsești mai multe jocuri, bine, joculețe din astea mai... de copii. Joculețe simple. Sau nu prea, pe care le puteți găsi și dezinstala din magazinul Play. Sau puteți să le jucați din centrul ăsta de jocuri, pentru că e ca și cum le-ați juca online și nu ocupă spațiu. De exemplu, cum este Helix, ce încerc eu aici să-l joc și mi-o bătaie. Înainte Xiaomi, bine, primul meu Xiaomi, sau Xiaomi, că nu știu care e varianta cea mai ok, avea ca un fel de centru de jocuri, dar când dădeai mult la dreapta, unde ți apar acum știrile, avea și chestia asta de centru de jocuri. Asta este un joculeț care îmi place mie, cu 99 de biluțe. E foarte simpatic și la un moment dat eram un pic obsedată de el. Trebuie să dai cu o bilă mai mare în chestiile alea unde scrie 2. Și cu cât crește nivelul, cu cât spargi mai multe, cu atâta ele o să fie de nivel mai mare. Adică, de exemplu, cum sunt astea cu 2, trebuie să dai de 2 ori în ele ca să dispară. Mai apar și câte biluțe suplimentare. Și poți să ai mai multe biluțe suplimentare și atunci o să fie mult mai ușor să joci. Cu steluțe, cu tot felul de nebunii. Ideea e că se ajunge până la 99 în dreptul chestioarelor astea roșii. Și e de muncit până acolo. Asta e un joculeț care, de exemplu, l-aș juca făcând naveta. Am avut perioada asta în care făceam naveta cu trenul și băgam câte un joculeț din asta, mă obseda până ajungeam la destinație. Deci astea sunt joculețe care să-ți ocupe timpul. Nu sunt super stresante. Unele, într-adevăr, pot crea un pic de obsesie. Acum depinde cum îl găsești, pe care plan îl găsești. Și cu cât cobor, cum e acum, cu cât cobor mai jos, în cazul în care ajunge fix pe linia aia albă, bineînțeles mori. Se termină jocul, gata. Aia e. Am vedeți, uite, s-a făcut 10, 8, 5. E foarte interesant. Bun. Am mai descoperit și jocul ăsta, Totemia. Este un Zuma. Aici o să vedeți că, deși apare ca fiind centru de jocuri, are și reclame. Câteodată unele joculețe vor să se conecteze, pentru că vă ziceam, vă jucați online. Nu se descarcă jocul. Vă jucați online și astfel nu ocupă memorie. Și atunci unele se încarcă, nu se încarcă, se încarcă mai greu. Exemplu de față. Dar sunt foarte drăguțele. Adică, nu, îți ocupă timp. Nu vrei să-ți ocupe spațiu, bagi un joculeț din ăsta. Da, și se dea, din ce am înțeles, se mai schimbă. Asta este centrul de jocuri de la Xiaomi, sau Xiaomi. Nu l-am găsit exact și magazinul Play, dar am găsit ceva asemănător. Cu centru de joacă și tot felul de joculețe care tot așa pot fi jucate online. Așa că și pentru utilizatorii de Android există. De Android, nu, gen Samsung, Huawei. De fapt, e și Huawei, e tot un fel de Android. Așa, dar nu cum, de exemplu, cum este Xiaomi. Dar există posibilitatea asta. Așa că eu mai degrabă aș descărca un centru ăsta de joacă pentru joculețe așa mai
simpluțe, care să-ți oferă o distracție, o distragere a atenției, ceva să te simți bine, să te simți din nou copil. După cum ziceam, ăsta e ca un fel de zumă. Foarte drăguțel și ăsta. Și cam cu asta mi-am ocupat eu timpul, când simțeam nevoia să mă deconectez. De exemplu, la muncă, bagi 2 minuțele de joc, parcă mai lucreze că jumătate de oră, o oră altcumva. Bine, acum depinde și de fiecare cum poate. Dar v-am zis, dacă era să mai fac naveta, cu asta îmi ocupam timpul. Bine, și înainte, când făceam naveta pe celălalt telefon, tot cu asta mă ocupam. Tot cu diverse juculețe. Dacă nu citeam e-books sau ascultam muzică. Bine, aici depinde de fiecare. No, cam atâta pe tura asta. Hai, ne auzim! Bye!